polițiștii au descins la locuințele a 12 persoane din 3 județe, printre care și Olt. Persoanele în cauză sunt suspectate de furturi din societăți comerciale. Mascații au descins în Argeș, Dâmbovița și Olt. Acțiunea s-a desfășurat potrivit unui comunicat al IPJ Argeș în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, tăinuire și complicitate la furt. Din cercetări a reieșit că în perioada ianuarie-iunie cei în cauză ar fi pătruns prin infracții în societăți comerciale situate pe raza județelor respective, de unde ar fi sustras diverse bunuri. Prejudiciul prin activitatea infracțională este estimat la peste 50.000 de lei. După finalizarea descinderilor, 10 persoane vor fi conduse la sediul poliției Câmpul Lung Mușel pentru a fi audiate. Cei 10 câștigători ai concursului Disney Cup, recompensați de către primăria Slatina cu bani pentru că au beneficiat anii anteriori de excursii în Franța la Disneyland Paris, sunt așteptați să-și ridice premiile. Anul acesta, 36 de elevi de la 12 unități de învățământ din municipiu vor merge în excursii la Disneyland Paris, subvenționată de către primăria Slatina, ei fiind câștigători ai concursului Disney Cup. Elevii care vor primi în locul excursiei bani sunt așteptați la ghișele Direcției Economice, Strada Toamnei, astăzi și mâine între orele 8 și 10, 13, 16, 30, iar vineri între orele 8 și 11. Valoarea premiului special este de 700 de lei. În organizarea primăriei municipiului Caracal și al Consiliului Local în perioada 29 iunie-1 iulie 2018 în centrul municipiului Caracal pe platoul din fața instituției administrative se va desfășura evenimentul România în sărbătoare dedicat centenarului Unirii. Cu acest prilej, caracalenii sunt invitați cu micul mare să aparte în fiecare seară la concerte de muzică populară și ușoară de excepție. Printre invitați se vor număra Alex Velea, Mateo, DJ Jungle, Andrei Antonescu, Aurel Moldoveanu, Minodora Raduile și mulți alții. Pe lângă concerte, organizatorii au pregătit și un parc de distracții pentru cei mici, dar și un târg de tradiții și obiceiuri cu terase cu specific românesc, suveniruri și produse tradiționale. Agenția Națională a Funcționarilor Publici va organiza în data de 27 iulie la București concurs pentru funcția de director general al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Slatina. Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici cu completările ulterioare. Condițiile de participare sunt studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în științe economice, studii postuniversitare sau master absolvite în administrație publică, management sau în specialitatea studiilor necesare și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 3 ani. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul agenției în perioada 27 iunie-16 iulie inclusiv. A venit vacanța, așa că la Caracal se va deschide biblioteca de vacanță. Acesta este un nou mod de petrecere a timpului liber într-o manieră plăcută și utilă. Ca în fiecare an, personalul bibliotecii municipale pregătește o serie de surprize copiilor din Caracal în cadrul programului Biblioteca de Vacanță, un proiect ce a ajuns la cea de-a patra ediție. Evenimentul se va desfășura în parcul Constantin Poroineanu. Consiliul Local Caracal, primăria municipiului, în colaborare cu alte instituții de cultură, invită bunicii, părinții și copiii să petreacă momente frumoase prin de activități educative, sportive, dar și de creație, ce se vor desfășura în cadrul programului intitulat Biblioteca de Vacanță, începând cu data de 1 iulie și până la 31 august 2018, de luni până vineri, între orele 10 și 13.